De la gaze, deschideți! Salut, șacalilor, ce face? Stai așa, cât o trecut, cât o trecut. După 8 luni pot să fac în sfârșit asta mimuri cu Snake. La un moment dat postam doar mimuri și poate nu v-a mai plăcut. Dar acum n-am mai postat deloc, deci trebuie să vă placă. Și știu că mereu sunteți aici cu mine să-mi dați o mână de ajutor. Și dacă nu-mi dați voi, o să-mi dau eu o mână de ajutor. Și voi n-aveți o mânuță să vă scărcinați pe spate? De ce? 66.000 de membri pe mimuri cu Snake. Ești proști, eu n-am mai postat de un an. Băi, 66.000 de oameni, mă! Vă rog foarte mult, dacă vreți să revenim cu această serie, să lăsați un like. Și dacă facem vreo 20.000, eu o să mai postez. Ce s-a schimbat Snake al nostru? Bă, ce e asta, bă? Ce Dumnezeu? Am fost acum câteva minute înainte să filmez acolo la postării care urmau să fie acceptate să nu. Am bani trasor, nu, e rea. Nu, dar arată greșit rău ea. Sincer, s-a râs. Poșnic după ce a făcut reacții la mimuri și a râs după ora 12. Da, o să-ți dau o mână de ajutor în crearea următorului mim. Apa Lucina este apă naturală direct din izvoarele din Munții Carpați. Acum așteptăm apa Lucina minerală. Bă, ce e asta, bă? Până acum i-ați să-l opui ce aveam în mână, bă! Bă, what the fuck, cum e posibil? Uite ce, asta cu șacale, uite, ia apa Lucina. S-o terminat. Dacă văd ăștia din o campanie, am bătaie, ești prost? Ia uite apa Lucina aici, trăiască. Bă, dacă de bine reușit să decupezi, ia uite, trăiască familia mea în Egipt, așa mergeam cu astea veri când am fost în Egipt cu sticluțele de apă. Și știi cum le-a pus? Mi-a pus sine sticluța de apă la buricul meu, bă, pe burtică. Ține apa Lucina pe burtică și nu mă încălzesc. Foarte frumos. Bă, dar ce dormi era de mimor cu zni... Ia uite. 5 litri, bă! Dar ce sete mi s-a făcut să-mi aduc apă? Doamne, ferește, la 5 litri s-a terminat. A, uite, ce balcani, bă, nu o să poate. Deja asta, cine ești? Kio, Kiko, Kio, așa? Tare, uite, îți dau cerere de prietenie acum. Deci eu îți dau cerere de prietenie, ești prea tare. O, vă zici măta la telefon, lasă că vorbim acasă. Bă, deci este, deci fața asta este exact ce trebuie. Ia aici, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și mie, deci pe bune, cind vreodată, de la tot. Nu știu dacă trăim toți aceeași viață, dar sigur o sunați pe mama voastră când termina ședința. Deci așa, sau vă sunea, știți, ca să vă mai împăcați până vine acasă. Deci asta era fața, pe cuvântul meu, dacă nu. Că știa, bă, întotdeauna să mai strecura un 4 pe acolo. Cum, mamă, nu ți-am zis? Nu ți-am zis de 4. Las că vorbim acasă. Vorbim acasă că nu mai pe tu calculator, da? S-a terminat de acum, calculatorul cu ești pe afară. Nu prea mai de like lumea. Bă, reveniți-vă pe grup, poriți-vă notificările pe grup. Hai alea, că să revenim, că suntem oameni ca lumea aici. Snake cu barbă și păr lung. What the fuck is this piece of shit? Da, nu știu care e treaba de aveți toți așa cu păr lung să-mi faceți așa. De ce mă faceți Bob Ross? Sau de ce mă faceți așa stilul anii 80? Așa mult vă lipsește? Să mor eu dacă nu. Vreți să vă dau o veste bună? Acum numai la ăștia care se uită la clipul ăsta, eu s-ar putea să-mi fac implant, da? Chiar s-ar putea să revenim și aici și deasupra, știi? Și să vedeți ce freză îmi las atunci. Din nu mai poate toată lumea, să vedeți. Știi ce mi-a zis frate meu? O zis că lumea nu se mai uită la mine și că mi-a scos vizualizările pentru că arăt prea ciudat și nu se mai uită lumea la mine că nu sunt family friendly. Când sunt așa, gen că sunt pușcăria, știi cum adică schel, că am muși și că am bar. Că nu mai sunt family friendly, de-aia nu se mai uită la mine lumea. Vă rog, lăsați un comentariu, chiar nu vă place de mine deloc cum arăt cu freza asta? Citeți și eu comentariile și dau inimă sau... Nu mai dau inimă, când vine să plâng. Eminescu? Nu, chiar nu, sincer nu. Sniculescu? Da, gen da, chiar îmi place, sigur că da. E Sniculescu, totuși, e tare. De la gaze, deschideți! Bă, cât de greșit! Dar puteam să jur că o să faceți mimuri cu fața aia. Și sigur, dacă dau mai jos, o să mai fii, sigur, este imposibil. FBI-ul până de la gaze, am venit să facem o alea cu inspecție. Știți pe vizor și-l vezi pe tipul ăsta. Îl vezi pe tipul ăsta cu un barul de la mâna așa și cu unul pe una ca așa. De la gaze, domnul! Sincer, acum nu v-ați gândit vreodată că vi se întâmplă să mergeți așa pe hol, să vă uitați random, știți, pe vizorul vostru afară pe scară și când bagi ochii cineva să fie acolo, să uite așa la tine, de fapt. Acolo, la ușă, așa, știi, la tine. Nu v-ați gândit niciodată? Sincer, m-am gândit, pentru că uneori când mai încui ușa, știi, când fac așa, știi, mai trag și un ochi pe vizor. Nu știu de ce, e românesc, știi, e balcanic. Bă, și cum ar veni când mă uit așa, zic, bă, cum era cineva să stea așa, cineva acolo să stea așa la mine? Și să-l văd așa, cu 0.5. Bă, cel mai bun de până acum, pot să-i dau eu fixare? Trebuia să mai fac astea moderatorii mei, ea fixează aici, îi dau premiul. Deci la cuibărea nu este întotdeauna șeful la mine. L-am făcut și la 9 dimineața, ca idee. Deci imaginează să te gândești la asta la 9 dimineața, pe bun. Bună tare, să continuăm, ia uite aici, smici.
despre ce vorbim. Sigur că da, foarte amuzant. Nu mai pot de râs. Ei, dar se putea, dar se putea să nu fie. Dar cum să nu, cum să nu fie unul care pune ăsta? Nu se poate. Deci nu există, bă, nu există postare pe Facebook unul care să nu pună gipul ăsta pe ăla care râde. De nu mai poate. Dacă avem un videoclip, nu știam că Znic e în FIFA Mobile. Ia să vedem despre ce-i vorba. What the fuck? Ce înseamnă asta, bă? Îs la Rapid? Îs la Rapid? E bună echipa? Măcar eu nu știu fotbal. Chiar nu știu. E bună echipa Rapid? Măcar dacă tot o fac cu mimul ăsta. Ziceți, e bună echipa Rapid sau nu? Ziceți, e bună sau nu e bună? Ce e asta, mă? Nu se poate, bă! Bă, ce creatură e asta, merește? De ce arată la fel? Bă, de ce arăt ca nănosul ăsta, bă? Ce e asta, bă? Bă, ce organism plurii și unicelular și simbiotic și chestia asta, bă? Mamă, trească, familia mea mi s-a făcut greață de mine. De nu mai pot să mă la mine. Nu mai, deci borăz dacă mă văd pe mine în momentul ăsta. Nu mai, deci dacă mă la mustața asta, nu mai. Vomit! Nu mai pu... Uite ce ochișul, ce ăsta e un pește, nu e un pește. Ia, pot să caut după imagine, stați că pot așa, deci fac un screenshot. Dau așa căutare după imagine, încarc poza cu ăsta și ia uite cum ar veni. Ia uite, pește fără corp, trăiască, familia mea s-a terminat. Care este cel mai urât animal din lume? Ce, what the fuck is this? Un pește gelatinos din Oceanul Pacific, vere, seamănă cu chipul unei persoane în vârstă. Veream 23, haide bă, cam 23, da, bă, ia, bă, toată lumea îmi face bătrân, vere. Deci dacă am ajuns să mă facă bătrân și gelatinos și fără păr pe mine, nu mai frate. S-a terminat. Bă, ce-i asta? De ce se uită asta? De ce-i fericit ăsta micul să fac? Bă, suntem frați. Bă, eu știu că închisoarea are închisoare, dar suntem frați. Bă, suntem frați. Bă, deci asta vezi când ai somn paralyzed de ăla, știi? Când ești paralizat în somn. Asta vezi. Ăsta e coșmarul tău, pe cuvântul meu. De ce arată rău? Chiar sunt mimuri oarecum buni. Asta a fost așa. E ok. Acum, că văd asta, retrag ce-am zis. Dacă am zis că sunt oarecum buni, nu mai. S-a terminat, nu, deci de ce văd așa ceva? Deci știți ce mai lipsește? Văd efectiv că ăsta cu corpul meu, cu fața asta, cu părul lung și în spate de fapt știți să am un corp de cal, cu picioare de cal și să fiu de la centaur de ăla sau cum se numește, frate. Mama lui Znic, mă, tu ți-ai făcut tatuaj? Znic, cum ai aflat? Mama lui Znic mi-a șoptit-o păsăric. Nu era amuzant, dar fața e altceva, nu. Am uitat, dar la un moment dat, credeți-mă că chiar o să fac câteva. O să fac vreo 50-100 de tricouri exclusivi cu fața asta, frate. Și cine le ia, îl ia atâta, doar 100. Să aibă 100 de oameni din țara asta tricou cu fața lui frate-mi așa. Znic să spună gen sau efectiv? Nu, da, sincer nu. Znic să spună legit, da, e legit, frate, legit, what the fuck, legit. Noile parfumuri Znic sunt acum și în magazine de lângă piață. Știi ce e mai greșit? Că efectiv ieri mă gândeam la numele astea, știi cum era asta cu Yves Saint Laurent și nume șmecher de parfum, știi? Bă, ce calitate, cum sună așa, finețe și vin eu, frate. Ia uite-mă pe mine. Uite-mă. Cred că ajungem în perioada aia videoclipului că nu mai are sens să zic ceva. Mai poți să zic ceva? Nu mai zic. Bă, o card îl punea tâlpi în tâlpi cu mine, știi? Era o caterincă. Dar l-a pus așa, l-a trântit acolo. Haide, bă. Snic profe de matematică. Bă, eu am zis să mă opriți de astea, dar s-a amuzat de bă. Bă, riduri pe... Ce-i asta, bă, veri pe braț? Mi s-o stafi de braț, nu pot să cred. De-aia, cum se numesc, bă, am vergeturi pe umăr, trească familia mea. Bă, dar imaginează să fie ăsta proful tău. Ăsta nu-ți dă un patru, ți-l trântește de cap. Și când e, așa strântește capul ăla, patru ăla de cap. Trească familia mea, dacă nu. Bă, nu mă ascult, mă, nu mă. Când îți zice profa că ai luat nou în testul de la mate. Nu știu, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nic, cind face video dacă râzi ești prost. Bă, încă se mai... mă bucur că mai țineți cont de astea cu cind în loc de când. Cind, ia. Un copil care cade, mă. Bă, ce-i asta, mă? Denis înainte versus Denis acum. What the fuck? Să nu spuneți la nimeni, o să știți doar voi ăștia puținii care ați ajuns până aici. Bă, deci vreau să-i fac un diss lui frate-miu. Da, efectiv vreau să-i fac un diss lui frate-miu. Pentru că simt că, nu știu, simt să-i fac un diss. Efectiv, să mă iau de el cântând pe muzică. Că sunt nervos. Faza e tare că el nu se uită la clipurile mele. Deci nu o să vadă asta. Așa că o să trezească de dată cu un diss, fără să-i spun. Asta știm doar noi. Să continuăm. Cheluțul lui Dorian.
Bă, bă, suna iurea rău de tot, gen, nu, mamă. Bă, nu e greșit să-l luăm pe Dorian, să-mi zici că-i scheluț, mamă, bă, nu se poate, frate. Nu vreau, e greșit. Pof, te dai întâi bombele de la Rădăuț. Și lăsa la tiribombele de la Rădăuț, trăiască familia mea dacă nu. E adevărat. Ia uite, cineva confirmă din Rădăuț că e adevărat. Deci mi-aș face un tatuaj, v-am zis. Deci mi-aș face, cred că ori aici, știi, ori aici așa micuț, așa. Ma. Ori unde am zis, ori aici, știi, că mi-aș face. Mi-aș scrie God's plan, bă, ceva frumos. Da, sincer, zis, bă, dacă mi-aș face un... Sincer, da. A fost ceva complet neașteptat. Și știți că încă îl mai am în minte pe ăla cu gaz plen aici, da? Sincer, chiar îl mai am în minte. Bogdan de la Ploiești, Ian Snic, Roma. Nu pot să-i cred. Omă, omă, lei, scot un hotel, iar ele. Pov, scos ultimul chips din cutia de Pringles. Ce vede? Ce vede chipsul? Ce vede chipsul când îl scoți? Ce vede Pringles așa care stă acolo și te vede pe tine cum bagi așa mărat? Bă, ce este asta? Cindii vibra apă, bă. Nu se poate, bă, Liv. Bă, nu se poate, bă. Leagă. Îi torna pe lui Liv. Nu se poate. Bă, deci ador mimurile, mai faceți, vă rog eu frumos. Ia uite, Chef Nick. Na, trăiască familia. Ăsta nu-l ador, dar restul chiar pe restul le ador. Netflix, are you still watching? Someone's daughter. Băi, vă mulțumesc, o să încerc acum, de acum o dată la 2 săptămâni, cam așa, să fac un clip de mimuri, cam așa îmi propun, gen, nu știu, să am bla bla bla, clip cu mimuri, bla bla bla, clip cu mimuri, știi, așa, dacă vreți și voi să lăsați un like și vă aștept pe grupul Mimuri cu Znic să ne facem cât mai mult. Să reacționați, bă, la postări, cu cât îți mai bune, dați și voi un like acolo ca să li bagi, știi, grupul, așa, să li văd eu cum ar veni. Ca să pe alea bune, știi? Nu pe astea cu 15 like. Haide, bă, 15 like-uri, bă. Sincer, vă mulțumesc mult pentru mimuri la toți. Cât că ați stat, ați muncit orice fel de mimuri. Și îmi pare rău și dacă n-am văzut, dacă nu l-am văzut. Vă mulțumesc că ați muncit pentru el. Mulțumesc moderatorilor care stau și se strofoacă. Mai fac și ei mimuri și le aprobă. Ia vezi acolo în descrierea videoclipului. Pup moderatorii mei, tovarășii mei. Să mă urmăriți și pe Instagram la Znicule și pe TikTok. Începem să postăm mai multe sketch-uri acolo, pentru că trebuie și acolo. Și eu, ca de fiecare dată, ce să vă mai zic. Veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.